ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Escu TV! Sunt Maria Ionicescu și vă propun în această emisiune un dialog cu jurnalistul Viorel Ilișoi despre România. Despre România aflăm din presa românească și internațională, din scurtele și sporadicele noastre voiaje în România, dar mai ales de la oamenii care vin, de la românii care vin de acasă, aici, să ne viziteze aici, în Canada. Bine ai venit în Canada! Bine ai venit în studio Escu TV! Bine v-am găsit! Cu câțiva ani în urmă, erai reporter la Jurnalul Național, ai decis să devii jurnalist independent, să scrii articole și reportaje, să constitui grupul reporterilor independenți. Viorel, de ce reporter independent? Nu pot să zic că a fost chiar o decizie a mea să devin ziarist independent, am fost cumva împins să fac asta fiind dat afară de la ziar. Din motive economice, ziarul s-a tot restrâns până când n-au putut să mai rămân și eu acolo. A fost printre ultimii dați afară și a trebuit să decid dacă rămân să fac în continuare meseria asta, la ziar sau în altă parte. Sau să mă apuc de altceva, nu știu, să vopsesc mașini, să strâng frunze pentru vierm de mătase, ceva din care să trăiești. Decizia a fost ușor de luat, fiindcă eram hotărât să rămân oricum jurnalist. Fie la ziar, fie de capul meu independent. Și atunci am înființat o asociație, un grup al reporterilor independenți, care adună 4 reporteri împreună cu mine, din generații diferite, zic eu cei mai buni din fiecare generație și încercăm să rezistăm așa pe spezele noastre. Viorel Ilișoi scrie reportaj clasic de anvergură, cu predocumentare, mers pe teren, verificări și scritură quasi literară, o specie marginalizată de mult director de publicații din cauza costurilor mari de producție. Aceste reportaje, acest gen de reportaje le scriai la Jurnalul Național, din cauza aceasta ei au decis costul este foarte mare, dar tu ai continuat să scrii astfel de reportaje ca jurnalist independent. Cum e să supraviețuiești ca jurnalist independent în aceste condiții? Ziarul, într-adevăr, dădea mulți bani. Și era printre puținele ziare care dădeau mulți bani pentru reportaj. Era o echipă mare de reporteri, numai la secția mea erau 12 reporteri, cât aproape în toată presa centrală erau numai la Jurnalul Național. Se făceau niște așa zise caravane care înconjurau România cu echipe mari de reporteri, cu fotoreporteri, cu mașini. Era ceva foarte costisitor. Criza a redus, a tăiat porția de aici. Rămânea de acum, devenind independent, rămânea sarcina să găsesc eu fondurile astea să fac mai departe reportaj. Care, într-adevăr, e costisitor. Nu stai acasă, în fața calculatorului, furi 2 cuvinte de pe internet, dai un telefon și gata. Trebuie să te duci acolo, în realitate, să te murdărești de colb pe picioare, să stai de vorbă cu oamenii, să vezi, să ai răbdare, să-i cunoști. Sunt documentări care durează o zi, două, trei, patru, până la... am avut documentări de 6 luni. În timpul ăsta oamenii așteptau, ce faci? Nu ne dai nimic scris, să mai publicăm și noi. Toate lucrurile astea costă, să stai la un hotel, să stai undeva o săptămână, două, trei, cât durează. Deci sunt costisitoare. Eu subzist prin aportul cititorilor. E ca la preoții de țară. Dacă ești un preot bun, lumea are grijă să nu mori de foame și ți aduce o găină sau un ou. Mie nu mi-aduc găini sau un ou. Intră pe site acolo și pun câte un euro, câte doi și din banii ăia, plus ce mai câștig eu din burse, din cursuri, din alte surse de finanțare, reușesc să-mi acopăr cheltuielile pentru reportaj. Dar, evident că scriu mai puțin reportaj decât atunci când eram la ziar. Nu am aceeași forță economică precum ziar. Unde pot găsi cititorii articolele scrise de tine? Am adunat cele mai bune texte ale mele pe site-ul meu, viorelilișoi.ro. De curând scriu și la un site din Cluj, presoan.ro, o platformă electronică foarte bună de presă, de cea mai bună calitate, cred că e și cea mai bună din țară la ora actuală.
De-aia aș fi fost ușor să fac alegerea, să mă duc la cei mai buni. Doar acolo public. La mine pe site și la presa. Vara aceasta în România a avut loc lansarea cărții tale Cele mai frumoase reportaje. O lansare care a avut loc în 12 locații din România. O carte care adune 19 reportaje prin care tu descrii România. Cum s-a produs ideea, cum ți-a venit ideea aceasta de a scrie despre România în reportaj? Eram ziarist în România. România era biroul meu de lucru, cum se zice. De acolo umblam subiectele. Cred că a fost o intenție de la început de a radiografia România. Dar adunând zi de zi, ziar după ziar, articole, punându-le cap la cap, încet, încet începe să se configureze o imagine. Consider că această imagine pe care tu oferi în cele 19 reportaje din carte este o imagine veridică, are mult fidelă. Nu e o imagine fidelă. Oricât ar crede lumea că presa este foarte obiectivă, sau în cazul concret reportajul redă foarte obiectiv realitatea, nu e așa. Aceea este o Românie a mea, văzută de mine. Cum o văd eu? Dacă vine și alt reporter și se așează lângă mine, poate să vadă lucrurile diferit. Vorbim despre a vedea lucrurile diferit, a creiona o imagine a României. Ce scriu ziarele din presa românească? Aici trebuie să produc un oftat profund, dar mi se rupă nasturii de la cămașă dacă aș ofta atât de adânc, fiindcă e un subiect amar pentru mine ce scriu ziarele de astăzi. Ziarele s-au redus ca număr, s-au redus ca dimensiune, arată așa cât hârtia aia A4, s-au redus ca număr de pagini și au redus numărul de ziariști. Încearcă să-și completeze paginile cu știri luate din agențiile de presă, furate unii de la alții, sau unele de la altele, dacă vorbim de ziare. Câteva titluri de ziare din România actuală? Cred că toată lumea le știe. Sunt ziarele, cele mai bune ziare din câte au fost, și n-aș zice neapărat cele mai bune, cele mai puternice, supraviețuitoarele. Jurnalul Național, Evenimentul Zilei, România Liberă, Adevărul, nu neapărat în ordinea asta. Vorbesc de presa de informații. Mai există și săptămânale de opinie, de atitudine, de cultură. Au dispărut și au... Nu, mai sunt 22. Formula AS, o revistă excelentă, compozită, are și presă, are și informații utilitare. Și cu televiziunile aceeași poveste. Sunt marile televiziuni particulare și Televiziunea Națională. Televiziunea Națională e în cofă, cu datorii uriașe, subjugată politic, cu consilii de administrație numite prin Parlament. Știți cum se numesc acolo oamenii. Nu e o televiziune independentă cum e, nu știu, BBC-ul în Anglia, care face meserie. Iar la celelalte, la televiziunile particulare, patronii sunt pe la pușcării, de la Trustul Realitatea. Cine a fost? Vântul. E la pușcărie, de la ProTV Adrian Sărbu la pușcărie, de la Trustul Intact Voiculescu la pușcărie. Toți patronii de televiziuni sunt ticăloși cu dovediți, cu acte. Ce se întâmplă acolo este o bătălie pentru interese nu neapărat care țin de presă. Televiziunile se luptă pentru interesele patronului, interesele lui economice, interesele lui politice. Nu fac pur și simplu treaba de a informa. Sunt oameni onești în toate televiziunile și la toate ziarele care își fac treaba cu onestitate. Dar munca lor e după aceea manipulată de proprietarii gazetelor, de șefii gazetelor. Posibili finanțatori. Păi sunt finanțatori de față sau mai ascunși, dar ei asta urmăresc. Nu urmăresc să mă informeze pe mine, ci să își servească interesele lui politice, propagandă, să-și lovească inamicul, adversarul politic sau concurentul economic. Să ne gândim că evenimentul zilei, de exemplu, a fost deținut în ascuns de Elena Udrea.
principala, cea mai importantă, sau mâna dreaptă a lui Băsescu timp de 10 ani. I-a dădea telefon la televiziune, la ziar și spunea, scrieți știrea asta sau scoateți știrea aia, sau primea o știre și spunea, asta o modificați aici. Scrieți că am fost acolo, că am făcut aia. Deci se dicta direct, aia nu mai e presă. Aia era clar, devenise o gazetă de partid, un instrument de propagandă. Și acum majoritatea ziarilor sunt instrumente de propagandă, mai pe față sau mai ascuns. Așadar, reporter, jurnalist independent Viorel Ilișoi publică cartea Cele mai frumoase reportaje, o carte în care descrie o lume, iar în această lume o galerie întreagă de personaje, formate din nenumărate personaje, personaje colective, personaje simbol, să spunem așa. Cum te regăsești tu printre aceste personaje? În unele din ele m-am găsit nu doar metaforic, simbolic, m-am regăsit la propriu, pentru că am coborât eu în lumea lor și am devenit eu însumi personaj în acel reportaj. Un personaj narator. Trebuia să mă duc acolo să vorbesc cu gunoierii, de exemplu. M-am angajat prin gunoier și am lucrat cu ei. Sau zilier la cules mere, într-o livadă din Moldova. Sau controlor de tramvai. Sau pacient într-un spital de obezi. Trebuia, și lumea neștiind că eu sunt ziarist. Mă duceam de acolo și în felul ăsta puteai să observi realitatea mult mai bine. Oamenii, când le spui că ești ziarist, dintr-o dată își pun o mască pe față și nu mai vorbesc cu sinceritate. Îi vorbesc ca și cum ar vorbi pentru ziar. Dar neștiind că sunt ziarist, atunci se deschideau și spuneau exact ce aveau pe suflet. Îmi era mai ușor să-i observ. Evident că din postura asta eu însumi am devenit personaj. Scrie în această carte, într-un articol, într-un reportaj, salvezi un om, salvezi o lume. Ce vrei să înțeleagă cititorul? Este viziunea ta ca scriitor? Este o înlănțuire de povești despre oameni salvați. Oameni adunați de prin canalele Bucureștiului, drogați, ratați de tot felul, inși marginali, cărora nu li se dădea nicio speranță, oameni aduși din pușcării, pe care o fundație încet, încet i-a adunat și a încercat să încet, încet să-i repună pe picioare, să le dea un rost, să îi învețe să facă ceva. Nu multă lume face asta în România. Surpriza mea a fost că, de multe ori, fundația a reușit să facă oameni absolut normali, respectabili, onorabili, ca toată lumea, din indivizi cărora la prima vedere nu le-ai fi dat nicio șansă. Nici nu-i băgai în seamă. Și de fapt s-a văzut că sub spoiala aceea pe care noi o repudiam, se găsea un om la fel ca și noi. Chiar am avut surpriza să observ că unul dintre amicii mei a intrat pe Facebook și a început să caute personajele care există și le-a găsit. Și a fost o surpriză. Ia uite, băi, ăla care e în carte acolo, uite, am vorbit acum cu el. Deci e clar, lucrurile fac presă, nu literatură. E clar că sunt luate din realitate și sunt verificabile. Dar viziunea, felul cum am redat eu acea realitate, îmi aparține, la fel cum aparține fiecărui autor. Întotdeauna fiecare autor va scrie altfel despre același lucru. Cum pot fi salvați oamenii din această perspectivă? Salvezi un om, salvezi o lume. În cazul descris acolo, în seria aceea de articole, care e un reportaj care la rândul lui are 19 părți, 19 reportaje mai mici. În cazul ăsta este o fundație care a făcut lucrul ăsta. Dar a lăsat tot timpul pe seama fundației sau pe seama guvernului sau pe seama instituției, a diferitor instituții, nu e cel mai bun lucru. Eu spun acolo undeva că trebuie să încercăm și noi lucrul ăsta, fiecare. A fost primită în România cartea Cele mai frumoase personaje și ce a urmat după această carte în evoluția ta ca scriitor și jurnalist? Cele mai frumoase reportaje. A fost primită binișor. Nu știu, dacă zic că a fost primită bine, poate să fie interpretată ca o laudă de sine care nu miroase a bine. Dar uite, o să mă laud și o să spun că a fost primită bine. S-a scris mult despre ea. Am avut, cum ziceai mai înainte, 12 lansări în forță și în viteză, 12 lansări în 12 zile
în 12 orașe, una după alta, zi după zi, într-un ritm infernal. Oamenii au așteptat cartea și pe mine, s-a scris frumos despre ea. Aici ar trebui să răspund altcineva, că va trebui să spun eu lucruri bune despre cartea asta. Și ce-a urmat după? O să scot la anul o carte de tot din domeniul presei, o carte de întâmplări, se va numi Strălucitor, Întâmplări gazetărești și alte bazaconi sau alte pățani. O să vă duc exact cum îi spun. Ideea e că va fi o carte de proză inspirată din viața de gazetar. Voi povesti acolo diferite întâmplări, dar acolo va fi proză. Vei rămâne mereu fidel profesiei tale de jurnalist? Sper să pot. Eu asta îmi propun. Am dat odată un interviu și spuneam că aș vrea să mor scriind cu stilul în mână. Adică asta să fac până în ultima zi a vieții mele. Să vedem dacă o să pot. Peste tot în lume e greu să trăiești din scris, dar în România e și mai greu decât în alte părți. E îngrozitor de greu să trăiești din scris. Când eram la ziar, mai mergea, știi? Mai scriai un articol, două, luna asta mai scriai, luna viitoare mai găseai un subiect sau nu găseai, salariul venea. Aici trebuie zi de zi să cauți, să răspunzi așteptărilor cititorilor, că altfel nu faci față. Aflat într-un sejur în Canada, va avea loc o lansare acestei cărți și aici în Canada? Urmează pe 17 iunie o lansare în Toronto. Cartea o să fie prezentată de Viorel Angel, concitadinul vostru de aici. Am cititori aici în Canada, eu scriu pe site la mine și acolo poți imediat să-i vezi câți cititori ai și nu în Canada, ți-i dă și pe orașe și ora la care intră și dacă intră de pe tabletă sau de pe laptop. Și în Canada am cam 1000 de cititori pe lună. Din ăștia sper să vină măcar 10, 20, 30 în ziua și în locul când va fi lansarea. Pentru cei care sunt plecați de foarte mult timp de acasă, de exemplu, pentru cei din diaspora, întâlnirea cu cineva care vine din România este întotdeauna un prilej de o bucurie imensă, pentru că probabil e un sentiment că România, locul acela de unde au plecat, există în continuare, că oamenii de acolo sunt vii și că reușesc să aibă să comunice cu ei. Pentru tine, venind într-un loc unde se vorbește, într-o țară străină, unde se vorbește limba română, unde oamenii încă mai păstrează obiceiuri, cum ți se pare acest lucru? În primul rând să spun că venirea mea aici are particularitatea că eu țin legătura cu oamenii de aici. Ei îmi scriu, le răspund, comunicăm, chiar dacă nu ne-am văzut până acum. Ei citesc articolele mele, comentează acolo, le-am mai trimis cărți prin poștă, am mai vorbit pe la telefon. Deci când ne întâlnim la lansare sau poate vă organiza și o întâlnire cu cititorii pe undeva printr-un parc, nu știu, printr-un beci, pe undeva, într-o gară, nu știu unde să fie, noi deja cumva ne cunoaștem. Deci nu e cineva care vine din România și se adună lumea, nu sunt vedeta lui Pește. Sunt un autor care ține legătura cu cititorii. Deja cunoscut cu un public cititor. Sunt ai mei și eu al lor, adică ne știm. Ne știm, urmează cu bucurie să ne întâlnim, să ne cunoaștem și așa, față în față. Profit de ocazia de a dialoga cu tine despre România și despre românii din afara României. Începând cu decembrie anul acesta, românii vor beneficia de o eliberare a vizelor pentru Canada. Ce părere ai despre fenomenul acesta al emigrației înspre alte țări? România nu știe să-și țină oamenii acasă. Nu știu ce o să se întâmple. Chiar am pus de curând la mine pe site un reportaj despre un sat unde au plecat toți. Și plângea săracul primar, că a rămas primar peste babe și câini. În rest s-a dus tot satul. Sunt localități întregi care au dispărut, s-au mutat în străinătate. În Italia. Vorbim de satul care s-a mutat în Italia. În Italia, dar sunt și altele. Despre eu l-am scris eu, dar sunt și altele. Cred că e cea mai mare dramă a României de după Revoluție, faptul de a fi pierdut populația. Dacă în timpul războiului un comandant de companie pierde 10 oameni fără justificare, e dus în fața curții marțiale, judecat și împușcat.
la noi după Revoluție s-au pierdut milioane de oameni. Milioane de oameni au dispărut, fie că s-au mutat de tot din țară, fie am ajuns la o creștere, la o descreștere demografică. Din 22 de milioane am mai rămas, nici noi nu mai știm câți suntem, cum ar zice un există politician. Există, în opinia ta, un revers al acestui fenomen? Românii care pleacă Vagi mișcări am văzut prin anumite sate, oameni care au lucrat în străinătate. Înainte era obiceiul de a-ți băga toți banii câștigați în străinătate, mai mulți decât în România, de a-i îngropa în pereți. Își făceau oamenii niște case de 20 de camere care nu stătea nimeni. Erau niște bani înmormântați pentru că nu produceau nimic. În ultimul timp am văzut că se întorc oameni din străinătate, români din străinătate, cu niște bănișori. Nu fac investiții, nu construiesc o fabrică de automobile. Dar construiesc ceva și pun banii aia la treabă. Știu despre unul care a făcut o fabrică de rachiu, să facă poporul fericit. El asta a învățat pe acolo, prin Italia, să producă băuturi alcoolice, a venit cu experiența de acolo, cu niște utilaje la mâna a doua, dar bune, și în sfârșit s-a renunțat la tuciu din spatele șurii și face băutură cum trebuie, din fructe, valorifică producția locală, altul care a făcut o moară, altul care a făcut o sală de fitness pe banul lui, altul care extrage turbă și face pământ pentru plante. Deci ceva se mișcă, sunt oameni care se întorc cu drag acasă.